Pictura este o artă a privirii, muzica o artă a sufletului, iar gătitul o artă a gustului. Vă invit să descoperim o nouă ispravă culinară. De la Linela voi lua! Lapte, căsuța mea. Zahăr și făină am în bucătărie. Voi lua doar cacao și zahăr vanilat de la Dr. Oetker. Și unt căsuța mea. Bună ziua! Zi de zi îmi fac cumpărături la Linela, pentru că aici găsesc produse proaspete și de calitate. Sunt în bucătăria ispravei culinare și înainte de a începe să gătesc, vreau să vă prezint invitatul de astăzi. De la tatăl său a moștenit dragostea pentru muzica populară și vocea melodioasă. Are în palmarezul său 10 de cântece uitate de vreme, pe care le păstrează cu sfințenie. Interpretul de muzică populară, Isidor Glib. Bine ai venit, Isidor! Bine te-am găsit, salut! Bine ai venit! Bună, bună! De 3 ori să avem bani! Da! Păi așa, e, la noi de 3 ori se... Și mă bucur că ai venit în Port Popular, o cămașă superbă ai! Mulțumesc! Fără cămașă națională nu mă puneți că astăzi, că și eu l-am uitat-o acasă, dar... Altă dată viitoare! Isidor, în bucătăria mea este o regulă. Ingrediente ascult. Proaspete... Așa că te rog să ghicești cam ce vom prepara noi astăzi. Nu știu, dar după cum văd și zahăr și cacao și ceva dulce. Ceva gustos. Ceva? Îți vine vreo idee? Nu, chiar nu-mi vine nicio idee. Chiar vreau să știu ce vom de la găti. Tine. Da. Așa. Astăzi vom prepara un puding de ciocolată. Pentru asta avem nevoie de lapte căsuța mea, unt căsuța mea, făină, zahăr, cacao și zahăr vanila de la Dr. Oetker, ciocolată albă și multă dragoste. Toate le avem. Eu, dacă până acum mai încercam să gătesc, deci din dulciuri, din pudinguri n-am făcut niciodată și... Cred ai ocazia tine... să da, facem aici chiar... împreună și acasă ai să-ți alinți soția. Așa e. Hai până în alta să ne punem șorțurile. Poftim. Mulțumesc. Pentru că chiar mi-e milă să pătăm cămașa asta frumoasă. Păi așa este, cămașa, o, mai am nevoie de ea. Așa, sigur. Ne-am pus șorțurile și luăm tableta și accesăm site-ul linela.md ca să vedem toți pașii de preparare a acestei rețete. Da. Deci, făina și zahărul vanilat se amestecă. Treptat se adaugă și 150 de ml de lapte. Această compoziție se toarnă peste laptele rămas și se pune la foc. Se amestecă neîncetat pentru a nu se forma o crustă la fundul cratiței. Când începe a clocoti, se adaugă o lingură de unt și se lasă să fiarbă până se îngroașă. Compoziția obținută se împarte în două părți egale. În una se adaugă cacao, într-un pahar se toarnă straturi, unul cafeniu și altul alb. Și totul se ornează cu ciocolată albă. Foarte simplu. Foarte simplu. Da. Așa. Deci, avem laptele, avem zahărul. Hai, ne apucăm. Îmi dai ce trebuie să fac. Hai să luăm cratiță. Am să te rog pe tine, jumătate din sticlă să torni acolo în cratiță. Cum stai cu deserturile? Îți place să mănânci? Îmi place foarte dulce? Mult. Și sigur că după mine se vede. Dar este adevărat că soția mă alintă cu diferite deserturi și chiar îi place să gătească. Diferite? Delicii culinare. Delicii, da, delicii culinare. Dar puding ai mâncat? Nu cred, dar... Uite, astăzi vei avea ocazia să guști și de ce nu să prepari și să o alinți când te vei duce acasă. Deci, Isidor, am să te rog să pui 3 linguri de făină, așa. Un pahar de zahăr și o linguriță de zahăr vanilat de la Dr. Oetker. Lingurile să fie pline sau... E bine, așa, perfect. Așa, 3 linguri. Așa. Un pahar de zahăr, care deja l-am pregătit. Îl pui tot aici în cratiță. Așa. Cum petreceți zilele de odihnă? Preferați să stați la mese copioase sau preferați să o odihnă activă? Noi optăm pentru odihnă activă.
Măcar că am fost crescut în familie, la noi mama întotdeauna fiind o bucătăreasă extraordinară, hai să zic eu așa. Eu știu că am fost de atâtea ori și chiar într-adevăr, dragi telespectatori, mămica lui Sidor este o gospodină desăvârșită. Și întotdeauna am fost talentat în, hai să zicem așa, poate în bucate la mama, dar cu, împreună cu soția noi, deci totuși optăm pe, ca să ieșim, să mergem, să vedem, să gustăm din... Și apoi și Moldova este bogată în festivaluri, în... Deși adică petreceți odihnă activ, după aia vă duceți la pepeni, la mama acasă, așa. Să mâncați așa sănătos. Așa este. Dragi telespectatori, punem acum și zahăr vanilat de la Dr. Edgar. Te ajut. Mulțumesc. Așa, uite așa. Și tot aici îl... Da, și îl amesteci bine, bine, așa. Eu mă uit cum stăm cu laptele aici. Perfect. Zidor, dar te pricepi foarte bine, să știi. Îți iese foarte bine. Da, mulțumesc. Când erai mic, mama te punea la treabă, nu? Nu, am început... Dar ce făceai? Ce ajutai părinții? Cu de toate. Erau, noi, dacă aveam gospodăria destul de mare, aveam foarte multe prin gospodărie, muncă și asta erau. Dar de gătit am început a găti mai mult când m-am căsătorit. Deci împreună cu soția. Îți place așa să te mai mestici în bucătărie? Foarte mult îmi place și totodată dacă am o soție care este activă, ea mereu este, are de muncă și de muncit, eu gătesc mai... Mă mai pun și eu la plită, mă fac ceva mai... Uite că acum vom turna laptele rămas peste masa pe care ai mestecat-o aici. Am să iau câte un pic, să toarnă, ca să nu se facă cocoloș. Cu paletuța vom... Așa. Uite așa. Gata! Am să te rog să o torni în cratiță. Haideți și... Lasă-o, lasă să iubească dorurile ca... Mereu ai fost prezentat ca fiul lui Nicolae Glib. Cum e să fii prezentat ca fiul marelui maestru? Foarte bine, foarte frumos. Nu ți-a încurcat niciodată chestia asta? Nu, chiar... Din contra? Chiar din... Te-a favorizat? Da, sigur. Uite că am să amestec bine aici, ca să nu se lipească, să nu se facă o crustă la fundul cratiței. Așa. Așa. Dar, și vom adăuga untul. Vom adăuga așa, untul de la căsuța mea, îl vom adăuga în cratiță, o lingură, dragii mei. Dar mai lăsăm puțin așa. Bine să-l ai pe tatăl și profesor și călăuză, pentru că ai mare noroc, să știi, pentru că foarte mulți tineri în ziua de astăzi vor să devină cântăreți, dar na, dacă nu ai suport și dacă nu ai un ajutor, cum e? Știți, de mic visam cu totul poate altceva să devin, dar totuși ce este de la cel de sus, și asta este că am așa părinți și mă bucur pentru faptul că în toți acești ani ai tatălui meu are și un repertoriu foarte frumos și melodii frumoase la care mai umblu eu și mai caut. Prin... Păi din toți cinci copii, numai tu cânti sau mai cântă și frații tăi? Cântă și frații mei. Am un frate Viorel în America, Chicago, și el acolo cântă pentru diaspora din America. Sora mea, Cristina, mai mică, tot cântă și are și câteva imprimări. Și abia la început, dar tatăl tău a avut mai multă încredere în tine. Pentru că am fost mai aproape și am mers cu el cam peste tot. Pe unde mergea el, mergeam și eu cu el. Mai amestecăm, bine, bine. Eu știu că ai făcut și studii superioare. Așa, relații internaționale, da? Da, am început ca atare după ce mi-am terminat colegiul de arte plastice, acolo am făcut pictura. Am mers la Universitatea Liberă Internațională, studiile de în drept se fac. Și acolo am înghețat și mă bucur că am
finisat la o altă universitate studii în relații internaționale, științe politice. Foarte frumos. Și totuși ai ales cântecul. Da, pentru că mergând zi de zi, eu totodată sunt și angajat în Ansamblul Național Joc, unde avem destul de multe spectacole, avem concerte și aici și peste hotare și de asta... Ești angajat ca solist în, solist, vocalist, în orchestra Joc. Da, Joc. Așa, foarte frumos. Uite, dragii mei, am zis că vom adăuga untul. Uite, acum a venit momentul să adăugăm o lingură de unt de la căsuța mea și amestecăm bine, bine, până trebuie începe să se îngroașe, da. Și ajutorul meu trebuie acolo? Ia te rog frumos, ia să da. Vedem cum se descurcă Isidor. Așa, ușor sau mai repejor? Așa, cred că un pic mai repejor să se topească. Așa. Când se topește și când vedeți că se îngroașă, deconectați aragazul. Și care a fost primul cântec de muzică populară pe care l-ai învățat de la tata? Le-am învățat pe toate odată. Dar primul care a fost? Deci primul care mi-amintesc eu, care l-am cântat, a fost Mă mândresc că-s moldovan. Asta a fost ia cântem, te rog frumos! Floare mândră de pe lan, mă mândresc că-s moldovan, măi. Floare mândră de pe lan, mă mândresc că-s moldovan, măi. Port cășul de cârlan, măi, dorului, măi. Și-s fecior din harnic neam, măi, dorului, măi. Și mi dragă și-o iubesc, măi, dorului, măi. Limba dulce ce-o vorbesc, măi, dorului, măi. Iuhu! Fecior de harnic neam, Isidor Glib. Uite așa. Acolo la noi e deja masa este gata. Așa este. Așa, o luăm de pe foc și vom împărți în două jumătăți egale. Așa. Și aici. Da, mamica cântă? Sigur că cântă. De la ea, apropo, am învățat tot o melodie. Hai cântă-ne, te rog, o melodie care îi place mare. Era din repertoriul lui Ion Dolonescu și suna așa. Of, of, să rămân tânăr cum sunt, nici n-aș călca pe pământ, măi. Dar mă fac a iarba fân, măi, din om tânăr, om bătrân, din om tânăr, om bătrân. M-aș ascunde în iarbă verde, bătrânețea tot mă vede. Cam așa suna. Foarte eu, frumos. Da, și nu găseam, tata îmi spunea, nota nu-i corect, acolo nu cânti undeva bine. Și mama, ea mi-a explicat, ea cântă și ea cu noi în familie, cântăm, sigur că eu. Și la sărbători ascultați doar muzică populară sau mai ascultați și alte genuri de muzică? Nu, ascultăm și muzică populară, dar cred că și după caz, știți, de Crăciun avem și colinde, avem, dacă sunt de Paște, avem și colinde pascale sau, deci, diferit. Dar sigur că la mulți ani cu sănătate este melodia pe care stă în cap de masă și la noi în casă și la petrecerile moldovenilor din țară. Da, toți țară. Moldovenii știu această melodie. Și este și cartea de vizită a sigur, familiei. Sigur, spre finalul emisiunii o să ne cânti și această melodie. Vreau să te întreb, da, soția ta cântă? Sigur că da, numai că nu vrea să față de mine să cânte, dar o aud așa, fredonând prin casă. Dar, și fetița? Și da, fetița ea și cântă și dansează și toate fetițele. Așa, Isidor, ia uite că noi o să împărțim masa asta în două jumătăți egale. Așa. Și aici cred că trebuie... Ia te rog o lingură și ajută-mă, te rog să... Și aici cred că trebuie să... Uh-huh. Să adăugăm undeva cacao ca să... Da. Crezi în dragoste la prima vedere? Nu știu. Nu dar cred. În dragoste veșnică? Da, în asta da. Asta cred. Și dragoste la prima vedere, nu... De ce am zis? Pentru că totuși dragostea vine mai... Poți să vezi să-ți placă, dar dragostea adevărată vine așa, cu timpul. Cu timpul, da. Ia acum... Isidor, am să te rog să adaugi o lingură așa. De cacao și cu asta jumătatea o pun ta aici, o pune acolo. O lingură, așa, opa. Cu vârf și așa. Îndesat. Așa. Mai adaug? Atât e suficient, doar o lingură pentru așa. Cantitatea asta e suficient. Și nu știu ce vom reuși noi,
Dar sper că să fie foarte bun. Eu sunt sigur că o să ne iasă. Altfel nu are cum. Sunt foarte curioasă. Cu ce ți-alinți soția? Cu flori, dimineața îi aduci cafeaua în pat? Nu știu. Păi ca și în fiecare familie, sigur că mi-alint soția cu și cu flori, și cu ciocolată, și cu cafea, dar cel mai mult îi plac pentru că ea, dacă este, are un serviciu fix și atunci mă strădui undeva să o duc, să o distrez. Isidor, masa noastră este gata de a fi pusă în poș, eu te ajut. Da, te rog. Așa. Doar un pic. Și tu mă ajuți pe mine, da? Da, turnăm un pic, doar toată, uite așa. Așa. Mă ajuți pe așa, mine. Așa. Mânica asta toarnă toată masa. Așa. Vom turna acum. Deci le vom combina. Da, le vom combina, vom turna în pahar. Așa. Puțin. Așa, am pus în paharul ăsta stratul culoare albă. Deci o treime. Da, undeva o treime. Și le ducem pe ambele la frigider. Dar nu înainte de a mulțumi celor care ne-au găzduit. Le mulțumim salonului de mobilă Neva Design și le ducem la frigider. Așa. Perfect. Ia zi-mi, te rog, Isidor, și totuși, care este cheia succesului într-un mareaj fericit? Ia spune, să audă și cei care ne urmăresc în acest moment. Iubirea și dragostea. Asta sunt la bază și înțelegerea, sigur, încrederea. Sunt comunicarea. Comunicarea, asta trebuie să fie pe primul loc. Sigur, astea sunt două sau trei sau patru ingrediente foarte importante într-o relație de familie, ca focul ăsta să se mențină, mereu, veșnic așa să fie. Este. Ce-ți place cel mai mult la soția ta și cu ce te răsfață ea? Cel mai mult îmi place că întotdeauna mă călăuzește și mă învață, mă îndrumă, mă corectează atunci când am nevoie și mă răsfață cu de toate, și cu bucate, și cu dacă începem de... Dar întotdeauna este cea care, hai să mergem, să vedem lumea, să mergem să călătorim, să... Deci cu ea am mers cam peste tot. Foarte frumos. Așa, hai să scoatem din frigider. Haideți. Așa. Așa, să turnăm celălalt strat, dar îți propun să facem schimb. Așa, poftim. Așa. Vom încerca, dar foarte ușor, ca să vedem cum... Ai patru fete, da? Da, așa este, am patru fetițe. Și cum îți petreci timpul cu ele? Deci, timpul liber pe care îl am, mi-l dedic tot copiilor. Mergem la diferite distracții, am fost peste tot cu ele. Dar dacă le punem lor întrebarea, unele le place, ele sigur spun la pepeni, că acolo este cel mai frumos și eu mă bucur că ele se trag la țară, se trag la bunei. Au moștenit talentul de la tata? Și de la tata, și de la mama, și de la bunelul, și de la bunica. Și bunei din Ungheni, de unde vine soția mea. Și în afară de cântec, ce le place să fac? Să danseze, să deseneze, să picteze. Absolut toate. Și dansat, deci seara ne punem cu soția în sufragerie și vedem, ne prezintă concerte, ne prezintă da, deci teatru. Și sunt foarte bravo. Cum te vezi în calitate de socru? Cum vei fi tu? În primul rând, pentru că vei fi de patru ori socru mic. Da, în primul rând să fim sănătoși, să ajungem exact, până atunci. Exact, Doamne ajută să fim sănătoși, să ajungem cu bine. Mă văd foarte bine, socru, vesel, am să-i cânt și câteva melodii. N-ai să fii gelos pe viitorii tăi gineri? Poate încă nu știu, nu m-am gândit la acest lucru. Îmi doresc să aibă, în primul rând, fetele sănătate și... Să fii fericite, asta îmi doresc. Da, să știți că noi fetele chiar avem nevoie de fericire și noroc. Eu mă duc să scot între timp paharele din frigider. Hai să-l turnăm și ultimul strat. Ce o să se bucure soția că n-o să-i pregătesc eu în seara asta un puding. E foarte ușor de preparat și găsești rețeta pe linela.md. Eu le duc la frigider.
Eu mă duc să scot desertul din frigider. Aștept să vedem ce... Ia zi-mi dacă ar fi duetul Nicolae Glip și Isidor Glip să fie un trio, de exemplu. Cu ce interpret ați alege să cântați? Cu oricare vedetă din țară. Care? Chiar și cu tine, cu Adriana Olceanu. Bine, noi suntem deschiși la colaborări, deci putem face duet cu oricine. Mulțumesc, cu mare drag. Este o onoare pentru mine. Da. Doar să facem cântece frumoase, folclorice, așa cum suntem, cum le-am produs până acum. Și înainte de a gusta desertul nostru, vin cu întrebările tradiționale pe care le pun la toți invitații mei. Tradiția este, continuu-mi te rog fraza. Tradiția este ceva sfânt pentru generațiile noastre tinere, ca să le transmitem următoarelor generații. Dar popularitatea? Popularitatea este efortul, munca clădită în ani. Până la urmă, chiar și Nicolae Glib a dat dovadă de acest lucru, construindu-și aproape de 50 de ani folclorul, muzica. Ce apreciezi cel mai mult la moldoveni? Ce calități? Că moldovenii noștri sunt harnici, în primul rând, gospodari, buni la inimă. Unde nu s-ar duce în lume, toți știu cine sunt moldovenii. Suntem o bucățică mică de pământ, pe o bucată mică de pământ, dar suntem cunoscuți și suntem foarte bravi. Acolo ne mergem. Ia povestește-mi o ispravă de-a ta cu un final fericit. Am încercat să fac ceva și eu la aragaz, să fac niște zahăr topit. Știți cum copiii, deci toți încearcă. Și acolo n-am fost atent și am dat tot zahărul din tigaie peste un covoraș care l-aveam în fața. Și ce mama a văzut? N-a văzut, pentru că eu le-am spus peste ani, de acest lucru am luat covorașul, l-am strâns și l-am aruncat. La asta. Și nu văd, nu știu dacă este chiar un final fericit. Până la urmă, finalul fericit că le-am zis și am fost sinceră, ea că uite, mamă, păi nu există babă frumoasă și copil cu minte. Așa este. Isidor, uite că a venit momentul să gustăm desertul. Te rog, chiar dacă tot avem câte un pahar, să ciocnim. Să ciocnim, noroc! Așa, ține. Mulțumesc. Păi la pahar trebuie și un cântec, nu? Te rog frumos, mi-ai promis? Da. Mi-ai promis că ai să cânti la mulți ani cu sănătate. Foaie verde ca sacara, iuhu! Hai noroc și bună seara, hai noroc și bună seara, gospodar din toată țara. Și cam atât. Mulțumesc. De ce nu guști? Acest deliciu îl voi lua acasă și o voi servi pe soția mea să guste și ea ce am făcut cu tine în emisiune. Măi, 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 ce bărbat grijuliu. Asta sunt. Prima dată mulțumesc. Văd așa ceva din astea, văd pentru prima dată. Bravo. Vreau să le zic telespectatorilor noștri că are un gust deosebit de fin, de bun, dulce. Pudin cu ciocolată. Ne-a ieșit o rețetă extraordinară, foarte gustoasă, ușor de preparat. Iar acum vin cu un cadou din partea partenerului nostru, rețeaua de magazine Linela, pentru tine, pentru mulțumesc toată truda și ajutorul tău. Îți mulțumesc foarte, foarte mult! Am să-i spun soției că am fost la o ispravă și una culinară împreună cu Adriana Ochișanu. Și îți mulțumesc încă o dată. Mulțumim. Acest desert îți încălzește sufletul în serile reci. Gătiți și bucurați-vă de gustul bucatelor. Eu vă aștept la o nouă ispravă culinară. Pe curând!